Veste bună pentru salariați. Cei care vor solicita adopția unui copil vor beneficia de un repaus de un an, numit concediu de acomodare, conform legii numărul 57 din 2016, care modifică și completează legea numărul 273 din 2004 privind procedura adopției. Concediul va avea o durată de cel mult un an de zile și va include și perioada încredințării copilului în vederea adopției. În acest timp, salariatul îndreptățit va primi și o indemnizație lunară în valoare de 1700 de lei. Concediul de acomodare și indemnizația vor fi acordate la cererea persoanei îndreptățite, iar aceste drepturi vor fi stabilite și acordate în ziua următoare celei în care este pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției. De asemenea, pentru drepturile persoanelor aflate în concediu de acomodare nu se vor datora impozit și contribuții sociale obligatorii. Excepție face contribuția la sănătate, ce va fi plătită de autorități. Perioada respectivă va fi asimilată stagiului de cotizare la obținerea indemnizațiilor pentru concediile medicale, pentru obținerea pensiei, a șomajului și a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului.